Am revenit la Fresh Access. Cum vă simțiți de la plastre, doamna doctor? Este aplicat acum puțin timp. Păi, doamna, ați auzit că e ca un buton pe care apeși și gata, te simți. Am înțeles, o să vedem. Ce bine ar fi să fie lucrurile atât de simple în medicină. E adevărat. Eu mă trag din familie de medici și mama medic, sora medic, deci înțeleg exact gândirea științifică a unui medic. Vorbeam de această menopauză precoce. Are legătură cu factorii ereditari? Are legătură cu stilul de viață? Are legătură cu ce? Menopauza precoce, ca să-i dăm o definiție și să știe pacientele dacă se încadrează sau nu în această categorie, este definită ca absența ciclurilor menstruale pe o durată de 12 luni la o pacientă care este mai tânără de 40 de ani. Cumva cauza principală într-adevăr este cea genetică și v-am spus că întotdeauna întrebăm pacienta: mama, la ce vârstă a intrat la menopauză? O a doua cauză, bineînțeles că este stilul de viață și vedem că în societatea actuală femeile intră din ce în ce mai repede la menopauză, deși tindem spre o medicină a longevității, viața noastră reproductivă este din ce în ce mai scurtă. Deci stilul de viață și bagajul nostru genetic sunt cei mai importanți factori. Se poate face ceva legat de, tot revin la procesul ăsta de amânare. Întreb ca o neuștiutoare, da? Sunt femeie și vreau să știu dacă văd că scade rezerva ovariană, pot să fac ceva, să încetinesc? Nu, dacă am ști asta... Dacă renunț, am un stil de viață sănătos, renunț la alcool, la țigări, la nesom, la să fac ceva, să îmi întineresc corpul. Nu se Cred poate. Că este cea mai frecventă întrebare care mi este adresată în cabinet. Bine, e rezerva scăzută și cum o crește? Sau cum există. Stagnează măcar. Nu există asta pentru că Cronos e același pentru tot și nu putem să facem lucrul acesta, adică dacă rezerva ovariană este scăzută, ceea ce se întâmplă în ani și în luni de zile este să scadă în continuare. Singurul lucru pe care îl putem face dacă dorim să ne conservăm cumva fertilitatea este congelarea de ovocite. Dar dacă dorim să conservăm durata ciclurilor menstruale și ne interesează doar din punct de vedere al longevității, nu. Soluția este doar să suplinim noi medicamentos ceea ce ar face în mod normal ovarul în perioada lui activă. În premenopauză poți rămâne însărcinată? Sigur că da. Da, se poate să rămâi însărcinată, pentru că pacienta mai ovulează în premenopauză, chiar dacă nu mai sunt ovulații lună de lună. Este suflare, cum ar veni. Exact, exact. Da, există această posibilitate, sigur că da, și de multe ori se întâmplă și noi ne bucurăm. Sau poți să fii în premenopauză, să fii însărcinată, să ai impresia că ai intrat la menopauză, dar tu să fii gravidă. Sigur că da, și ni s-a întâmplat. Chiar recent o prietenă și-a adus o altă prietenă la mine la consultație și am programat-o ca fiind o consultație de menopauză, pentru că pacienta nu mai avea cicluri menstruale de mai multe luni. Surpriză, era însărcinată. Există un risc pentru făt dacă rămâi însărcinată în premenopauză? Da. Vârsta maternă este un risc foarte important pentru eventuale malformații fetale și de fiecare dată scorurile de risc pentru anumite malformații fetale iau în considerare vârsta maternă. Deci da, este important și suntem cu ochii pe sănătatea fetală și există riscuri inclusiv pentru mamă. Hipertensiunea gestațională, diabetul gestațional sunt mult mai frecvente atunci când pacienta are o anumită vârstă. Da. Și totuși mă gândeam acum că sunt femei care rămân însărcinate la 60 de ani. Oare cum e posibil așa ceva? Chiar și în România sunt cazuri. Da, dar sunt prin proceduri de reproducere umană asistată. Care ce înseamnă? Asta înseamnă, la cel puțin la vârsta la care îmi spuneți dumneavoastră, pacientele nu folosesc ovocite proprii, adică sunt ovocite de la femei tinere care se folosesc în obținerea unui embrion pe care ulterior îl transferăm pacientei. În uter. Exact, dar ar trebui să știm că cel puțin în România peste 50 de ani nu facem embriotransfer, tocmai pentru că e considerată totuși o vârstă periculoasă pentru a putea susține o sarcină. E riscant și pentru copil și pentru... Da.
mamă. La ce vârstă ar trebui să intrăm la menopauză? La ce vârstă e normal, considerată o menopauză normală? În Europa, vârsta medie de intrare a menopauzei este de 50 de ani. Sigur că nu se întâmplă la fel la toată lumea și este o plajă mai largă între 45 și 55 de ani când considerăm o vârstă fiziologică normală pentru a intra la menopauză. Deci 55 de ani e normal. Da, 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 deci poate fi normal. Da, e și tu, Dan, întreabă Dan 80, nu? Băieții sunt puși pe glume că na, noi purtăm aici discuții de femei, dar ce, pe voi nu vă interesează subiectul? Că n-am înțeles. N-aveți și voi femei, neveste, iubite acasă? Păi, asta zic. Păi, asta zic, da. Care sunt primele semne că intrăm la menopauză? Este extrem de personalizată grila aceasta de simptome pentru fiecare pacient în parte. Unele paciente încep să nu mai aibă cicluri menstruale lună de lună. Pentru alte paciente, dimpotrivă, se scurtează intervalul dintre sângerările menstruale sau ciclurile menstruale sunt perfect regulate, dar pacienta începe să acuze bufeuri sau transpirații nocturne, insomnii, scăderea libidoului, că și asta este o problemă și e un lucru pe care îl acuză foarte des pacientele în cabinet. În general, scade calitatea vieții, pacienta devine mai anxioasă, ne spune că se simte mai obosită, că se concentrează mai greu. Ce semnalele astea sunt de la vreo 30 de ani, le trăim cu tine. De altfel, premenopauza cam așa începe pe la 35 de ani, pentru că premenopauza poate să vină înainte și cu 10 ani de intrarea în menopauză. Și atunci, gândindu-ne că probabil noi vom fi generația care o să intrăm pe la 45-40 un pic de ani în menopauză, ei bine, da, suntem într-o premenopauză de la 35, suntem probabil. Da, 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 bietele de noi. Și stilul de viață, nu știu, dacă aveți o statistică, aș fi curioasă cum era cândva, pe la ce vârste se intra la menopauză și ce s-a schimbat în ultimii 10-20 de ani. Se intra mai târziu la menopauză față de cum se intra acum, dar pe de altă parte și menstruația, prima menstruație, adică menarha, debuta mai târziu. Ciclurile menstruale acum încep să debuteze din ce în ce mai devreme. Am paciente care vin cu fetițele lor, care au primul ciclu menstrual la 10 ani, la 11 ani și atunci e cumva firească și intrarea în menopauză mai devreme. Mai devreme, cât vine menstruația mai devreme, cu atât... Exact. Da, pentru că se diminuează rezerva. Eu explic așa pe înțelesul tuturor, ca să am foarte multe doamne care în momentul în care văd promo-ul sau află de subiectul pe care îl discutăm, pun întrebări foarte simple și firești. Pe e care normal, asta ne și dorim, să înțeleagă să le... toată lumea exact. Ce se întâmplă. Exact. Bun, și de ce acest decalaj, această diferență de... Pentru că trăim într-o altă societate și că suntem cumva bombardați de hormoni, inclusiv din peturile de apă pe care le consumăm, inclusiv din alimente. Stilul de viață este altul. Bunicile noastre nu munceau 12 ore pe zi, cumva suntem mai stresate. Stresul? Da. Mâncarea? Lipsa somnului? Disruptorii hormonali, substanțele acestea chimice străine organismului nostru care intră în organism și se atașează de receptorii hormonilor și care produc și ei modificări hormonale, de la detergentul de pardoseală până la parfumurile pe care le folosim, odorizantele de mașină, de cameră, bețișoarele parfumate, nu vreau să fac o politică acum anticomercială, dar din păcate toate lucrurile acestea sunt substanțe chimice care creează dezechilibre și care ne pot induce o menopauză mai precoce. Bun, dacă o femeie rămâne însărcinată în premenopauză, cam care sunt șansele, riscurile ca acel copil să iasă cu malformații? Cu cât vârsta maternă este mai avansată, cu atât, în primul rând, primul risc ar fi să se oprească sarcina din evoluție, tocmai pentru că calitatea embrionului nu este una foarte bună. Se întâmplă ca el să se oprească din evoluție și cu asta ne confruntăm de foarte multe ori atunci când avem o vârstă maternă avansată. Da. Altfel, dacă sarcina evoluează, sigur că se poate și există un risc mai mare de sindrom Down și dau acest exemplu pentru că e un sindrom cunoscut de multă lume. Există riscuri mai mari, cel puțin atunci când pacienta are peste 40 de ani. Dar există acum teste pe care le efectuăm și pe care le face fiecare pacientă și care pot exclude apariția unui astfel de sindrom.
Există mituri legate de menopauză pe care le putem demonta? Da, sunt foarte multe mituri. Principalul și care începe acum să fie demontat și îmi place teribil lucrul ăsta, este că menopauza e o stare fiziologică prin care trebuie să trecem așa ori și cum și să îndurăm orice fel de simptom, pentru că nu e așa și bunicile și mamele noastre au făcut-o. Nu. A, nu. E un mit. Adică noi acum trebuie să ne creștem. O veste bună. Trebuie să ne creștem calitatea vieții și trebuie să facem tot ce putem, astfel încât să rămânem focusate și să ne bucurăm de viața normală atât cât timp se poate. O pacientă care se trezește de 4-5 ori pe parcursul nopții din cauza bufeurilor, a transpirațiilor nocturne, e o pacientă care are o calitate proastă a vieții și atunci nu ne dorim asta. Alte mituri, că tratamentul de substituție din menopauză cauzează cancer, nu? Și sunt studii extensive prin care acest mit a fost demontat. Cam astea sunt principalele. Ca aspect fizic, se schimbă mult, nu știu, felul în care arată femeia, și mă refer și la kilogramele pe care le are, dar în același timp și la ten, aspectul tenului, care sunt schimbările la nivel fizic, pentru că și asta ne îngrijorează foarte mult pe noi. Pe lângă faptul că știm, ha, suntem la menopauză, suntem. E un fel de a spune așa. Pe lângă faptul că e ceva, o presiune psihică și începi, aolo, nu mă mai simt femeie, nu mă mai simt bine în pielea mea, mai apar și schimbări fizice, da? Hai să vedem care sunt acelea. Sigur că apar schimbări fizice și apar repede. Trebuie să ne gândim doar că în primul an de menopauză, deci doar primele 12 luni, se pierde 30% din întreg colagenul pe care îl avem în organism. Vă dați seama ce înseamnă asta din punct de vedere al calității pielii. Este mai subțire, este mai deshidratată, este mai puțin elastică și aici sigur că sunt colegii mei dermatologi și plasticieni care se ocupă și au o plajă largă de tratamente pe care le pot aplica pentru asta. De la calitatea pielii, de la gradul de hidratare al organismului, redistribuția grăsimii despre care vă spuneam, este distribuită altfel acum în menopauză, la nivel abdominal, e acel colăcel inestetic care nu ne place, sau distribuită la nivelul organelor interne și atunci asociază un risc important. Se schimbă vasele de sânge, se schimbă calibrul lor, inclusiv neuronal ne modificăm, pentru că sunt receptori ai acestor hormoni, inclusiv la nivelul creierului. Bun, ce boli sunt asociate cu menopauza? La ce suntem expuse? Așa cum vă spuneam, ne modificăm foarte mult din punct de vedere cardiovascular. Odată ce intrăm în menopauză, crește cu mult riscul cardiovascular. Ulterior, ne este foarte frică de sindromul metabolic, care apare odată cu surplusul de kilograme care vine odată cu menopauza, osteoporoza și osteopenia, adică fragilitatea osului și scăderea densității osoase, modificările articulare care apar, inclusiv modificările la nivelul mușchilor, adică ne schimbăm cu totul. Femeia în menopauză este un alt organism. Și totuși, menopauza, așa cum am spus, nu e o etapă pe care trebuie să o suportăm din viața noastră, pentru că bunicii, mamele și așa mai departe. Se poate, putem crește calitatea vieții noastre și putem trece mai ușor prin această, nu trecem de ea, trecem prin ea. Exact. De această, prin această perioadă neplăcută, că e o etapă a vieții noastre pe care am vrea să o trimitem cât mai departe de prezent de noi. E adevărat, dar tratamentul de substituție în menopauză ar trebui privit ca un tratament de prevenție. De prevenție pentru bolile cardiovasculare, pentru osteoporoză, pentru fracturi, pentru că știm cu toții imaginea bunicii, a străbunicii care era în cârje, care abia ajungea la ușă să ne dea drumul atunci când mergeam în vizită. Lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Și odată cu ieșirea noastră cât mai mult în Occident, vedem că sunt femei din Franța, din Germania, din America, care la 80 de ani merg foarte bine în croaziere. La maraton? Exact. Nu? E, bine, acolo trebuie să ajungem, tocmai pentru că anii de bătrânețe trebuie să fie niște ani de încununare a întregii activități. Este perioada în care femeia este totuși împlinită din punct de vedere social, profesional, familial și atunci trebuie să se și simtă bine și să se bucure de efortul pe care l-a depus în toți anii de activitate. Da. Mai avem 5 minute și aș vrea să știu dacă mai există ceva ce ar trebui să știm despre menopauză, să gândim orice întrebare pe care ar putea să-și o pună o femeie
care se apropie de această perioadă? Cred că cu o singură idee vreau să rămână pacientele, vreau să se adreseze medicilor care sunt specializați pe partea de menopauză și de management al pacientei în perioada de menopauză și să știe că chiar dacă trec cu bine de perioada aceasta și că nu au simptome supărătoare, trebuie să apeleze cumva la acest tratament pentru a scădea riscurile și pentru a avea o viață lungă și lipsită cât mai mult de comorbidități și de probleme care le-ar afecta calitatea. Astea sunt, stăteam acum și mă gândeam la toate bolile și ce predispoziție există, sunt foarte, foarte, foarte multe boli strict ale femeilor. Osteoporoza. Osteoporoza, nu? Adică sunt foarte nu știm bărbați cu osteoporoză. Nu, chiar nu există? Nu, pentru că, bine, nu vorbesc de sindrome genetice, de ceva special. Vorbim de bărbatul sănătos, dar în vârstă. Ei bine, testosteronul le menține lor o sănătate osoasă, inclusiv în perioada de andropauză. Dar bărbații, asta am vrut să zic, când pentru intră. Că nu vorbim niciodată de menopauza bărbaților, ca să zic așa. Eu sunt ginecolog și atunci este normal să vorbesc doar de ceea ce cunosc. Sunt sigură că se va dezvolta foarte mult și partea aceasta. Ce fericită sunt eu, uite că există. Cineva trebuie să înceapă să aibă grijă și de bărbați. În Occident se întâmplă lucrul acesta. Sunt clinici de longevitate și de terapii în andropauză. Și nu putem decât să așteptăm primul specialist în andropauză în România. Oricum și tratarea menopauzei a venit destul de târziu în România. De cât timp există? Adică și să fie o educare în rândul pacientelor în acest sens. Exact. Cred că de câțiva ani pacientele se adresează. E adevărat că acum există un val de paciente care ni se adresează și care înțeleg că au nevoie de această terapie și că ea nu asociază riscuri, pentru că toată lumea se teme de riscul de cancer, de cancer de sân și așa mai departe. Riscuri care, v-am spus, au fost demontate prin studii serioase în care ne putem încrede. Dar riscul să faci cancer la sân crește în perioada menopauzei? Da, poate să crească, pentru că crește odată cu vârsta pacientei și atunci poate să apară, dar și cancerul mamar are diferite etiologii și atunci depinde despre ce vorbim. De obicei nu este un cancer care să fie determinat genetic, acela apare în anii mai timpurii ai vieții. Este mai crescut, mai ales pentru pacientele care nu au nașteri, care nu au alăptat, la pacientele care au exces ponderal, la pacientele care asociază diferite alte probleme hormonale, da, au un risc mai crescut. Spuneai, da, cancerul de colon, o să purtăm o altă discuție cu doamna doctor, că acum, dar hai să ne răspundă, cancerul de colon uterin crește tot așa după menopauză, la menopauză? Întreabă colegul nostru. Toate cancerele în general, deci, au orice, un determinism crește mai mare odată cu creșterea vârstei pacientei. Deci trebuie. Dar să... nu are legătură cu tratamentul menopauzei. Nu are legătură cu tratamentul. Da, mulțumesc mult, mulțumesc doamna doctor Ioana Iordache. Vă mulțumesc mult și vouă, să aveți grijă de voi. Ne revedem mâine de la ora 17. Rămâneți în continuare alături de Alina Ilioi. De fapt, Alina Ilioi vine alături de tine. Cu bine! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.